Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Emisiunea asta e făcută ca să vorbim despre noi. Despre noi, păi de asta. Ăsta e tot farmecul, sper. Că noi alte subiecte n-avem. Adică noi despre noi vorbim cel mai bine. Normal. Știți de ce nu se îngrașă cei care mănâncă de două ori mai mult ca noi și nu fac nici sport și nimic? Vorbești cu noi. Adică... Mă uit la tine. Da. Poți să mă uit și la Zav, dacă vrei. Mă uit și la mine în interior, așa. Deci, da. Deci ăștia nu se îngrașă pentru că, viața, pentru că, în primul rând, viața este nedreaptă. Asta da. A stabilit-o de mult. Da, da, dincolo de asta. Asta e. Și pentru că au o genă mai bună care îi ajută, de fapt, o genă care a fost dezactivată. A fost scoasă din priză. E o genă care nu funcționează. Câteva universități din Statele Unite și Marea Britanie au făcut un studiu pe, țineți-vă bine, 645.000 de voluntari din Marea Britanie, Statele Unite și Mexic. Câtă lume vrea să mănânce în liniște. S-au adunat toți grașii. Toți grașii. De unde sunt? Din SUA, din Marea Britanie. Și eu voluntari am, dacă știam. Nu m-au întrebat, n-am aflat. La ăștia a fost așa. La tine ai gena aia din plin, cred că ai vreo 4. La mine e scoasă din priză și nu, la tine funcționează. Tocmai, că ai vreo 4 gene de genul ăsta. Nu înțelegi? Deci cei care mănâncă mult și nu se îngrașă au o genă defectă. Nu funcționează. E defecta mi sargena, da. Cum fac? Sănătosule. S-au dus la astfel de voluntari și au întrebat ăștia slăbănogi. Da. Mă, ție îți place să mănânci? Da, șef. Și nu vrei să participi la un studiu? Noi te hrănim, nu trebuie să faci nimic, doar să mănânci cât vrei și noi te cântărim atât pe săptămână. Gata, boss. Deci ăștia sunt cei mai tari. Deci mănâncă de rup, nu se îngrașă? Băi, dar acum îmi dau seama. Eu am avut gena asta dezactivată un timp. Când era mic. Da, și eu. Care, mă, până pe la 20 ceva de ani. Exact. Și când era mic. Ce a activat gena asta? Adică cum? Cine a activat? Soacră-ta. Soacră-mea, nu? Da. Frigiderul. Sincer. Aveam un coleg când lucram la ziar, aveam și eu 20 de ani, eram slab, mamă, dacă bătea, dacă deschidea fereastra și ușa, mă lua vântul. Te pierdeau, da. Da. Și era un coleg mai în vârstă, un domn de vreo 50 ceva de ani. Frate, era... Nu intra pe ușă, se uita la mine și așa eram și eu. Așa o să ajungi ca mine. A, mă, de aici, pleacă de aici, domnule, niciodată nu. Mă gândesc cu mult respect la dânsul acum. Măcar din punctul ăsta de vedere, eu am pocnit de sănătate de mic. Am avut gena... Păi da, mă, până la urmă e frustrant. Tu ai fost grăsuț de mic, ca să nu zic gras de-a drept. Noi... Dar noi ce vin avem? Noi ce vin avem? Măcar pe coadă să se facă dreptate. Da. Deci studiul 645.000 de voluntari din Marea Britanie, Statele Unite și Mexic, țări care au experiență în privința obezității. Vorba aia, da. Au mexicanii așa un flasant. A, dacă mănâncă, da. Gata. Tot ce mănâncă acolo. Acolo au descoperit că greutatea este influențată considerabil de variațiile genei, notați-vă, vă rog, GPR 75. 75, gata. Am GPR. Vezi, noi în Uniune ne-am concentrat aiurea pe GDPR. Da. GPR-ul era important, lasă, GDPR-ul nu ne interesează. Da, persoanele cu mutații, deci mutanții care au gena dezactivată, cântăresc în medie cu 5,3 kg mai puțin decât celelalte. Stai, mă, vorbești 5, doar de 5,3 kg? Da, în medie, tati. Eu cred la că noi ar avem... fi 10-15. Noi vorbim aici de totuși mult mai multe kilograme, da. Nu de 5. Măcar vreo 4-5 gene de-astea active în plus avem noi, da. Nu minus. Dar la, ce, la o genă vin 5 kg, face socoteală. În medie. Da. Eu aș activa gena acum pe loc pentru 5 kg. Nu mă ție, dezactivă. Tu ai gena... Da. Tu ai, cum spuneam noi, tu ai vreo 5 gene în plus, cred. 5 minim. Spre 6. Da. Eu cred că am vreo 3, 4. Auzi, dar crezi că și genele astea sunt pe... Una e pentru hamburgeri, una pentru mici, una pentru brânzeturi. Dar clătite. Toate genele sunt concentrate, uite aici, în jurul buricului. E clar că genele Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.